E, salutare, salutare! Bine v-am găsit iară! Bă, fraților! Începem un nou clip pe YouTube și, ba chiar, să vedem cât ne va mai ține memoria, să sperăm. Dar o să începem. Chiar acum. Această seară vă propun să vedeți un alt vlogger, domnilor și domnilor, care, lejer, instigă la violență, vorbește obscen și chiar batjocorește în semnele statului român. Se supranumește Cătălin Talent, domnul respectiv, și are înregistrări cu el publice în continuare, în timp ce urinează pe... Stai, și urinează. Pe ce? În semnele statului român. Se supranumește Cătălin Talent, domnul respectiv, și are înregistrări cu el publice în continuare, în timp ce urinează pe steagul României sau îi dă foc. E deja deschis. Pe el este deschis un dosar penal. Această seară vă propun să vedeți un Bun. alt vlogger, Am domnilor revenit. și domnilor, care, lejer, instigă la violență, vorbește obscen și chiar batjocorește în semnele statului român. Se supranumește Cătălin Talent, Oh, domnul respectiv, iauzi. și are înregistrări cu el publice în continuare, în timp ce urinează pe steagul României sau îi dă foc. E deja deschis un dosar penal pe numele lui, dar vorba aia, niciodată nu știi când își retrage deponentul plângerea. Haideți să-l vedem pe domnul. Și mi-e scârbă că sunt român. Mi-e rușine că sunt român. Mi-e rușine că sunt român, bravo. Numele de insult. Este rușine. Că sunt român. Bravo. În jur. Bravo. Este rușine că sunt român. Prea bine, ți-e rușine. Nu, Dobrițu, omul e rușinos, înțeleg, și are și el motivele lui de rușine. Norocirea este că poveștile astea, repet, sunt urmărite de un număr gigantic de oameni, iar mulți dintre ei ajung să-și creioneze niște modele de viață în cetățenii ăștia și de multe ori să se comporte ca ei. Domnul Ciutacu, vă spun sincer, sunt consternat de, și eu la de ceea ce arătați dumneavoastră acolo pe ecran. Da. Acest individ nu normal. Are nimic în cap, să știți. Da. El nu știe că pentru culorile alea mulți români au crăpat în războaie. Păi la dacă... propriu, da. Da, la propriu. Pentru el nu are nicio valoare. Atunci să plece din țară, să renunțe la cetățenia română și să meargă unde vede cu ochii. Păi să știi că are dreptate. Pentru că Cătă, el nu conștientizează că dacă noi nu am fi luptat pentru țara noastră, în tricolorul ăla ai fi putut vedea o semilună. Spun eu așa, o semilună cu o stea. De ce? O semilună ai fi văzut în țara aia. Dacă noi n-am fi luptat pentru noi. Pentru că noi eram învecinați cu otomanii. Și dacă noi nu luptam pentru țara noastră, fie vedeai semilună, fie poate vedeai eu știu ce mai ce. Eu mă gândesc că Bulgaria a fost total anexată de către Imperiul Otoman, cu bine a scăpat. Noi, pe de-o parte, noi am plătit tributuri și ce am mai făcut. Iar Ungaria era să ne fie luată de maghiari. Nu, 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 Transilvania era să ne fie luată de maghiari. El nu știe că acest individ numit Cătălin Talent, că pentru noi am luptat pentru țara noastră, pentru tricolorul ăla, au, scuze, pentru tricolorul ăla, individul de Cătă. Nu are nimic în cap, să știți. El nu are nimic în cap. El nu știe că pentru culorile alea, mulți români au crăpat în războaie.
La propriu, păi da. Au crăpat? Da, la propriu. Pentru el n-are nicio valoare. Atunci să plece din țară, să renunțe la cetățenia română și să meargă unde vede cu ochii. Din Germania, mai e un alt aspect. Franța. Dacă lărgim puțin contextul, da, la nivel internațional, unde mai nou există un război împotriva statuilor. Fii atent. A statuilor? Da. Și, mă rog. E vorba de un revizionism istoric pe scară largă. Dacă și Nancy Pelosi, care e reprezentanta Partidului Democrat în Congres, afirmă că cele 12 statui ale confederațiilor trebuie scoase din Capitoliu pentru că au fost au susținut sclavia. Deci deja asistăm la o inflamare fără precedent a opiniei publice. Acestea nu sunt accidente de parcurs în opinia mea, și pe fondul unor sensibilități deja create. În Statele Unite știm despre ce este vorba. O, da, și la mai vedem în seara asta, domnul general. Exact, la noi s-a enclavizat violența în anumite orașe mari, în București, în Timișoara, în Craiova, uitați-vă Constanța, Iași, ceea ce arătați dumneavoastră acum, categoric că nu dorește să genereze decât o singură reacție, atacarea simbolului statului român ca stat național independent și suveran. Din cauza asta, instituțiile statului trebuie să facă o analiză împreună, că tot a lăsat președintele strategia de apărare, și să constate că paleta riscurilor și amenințărilor la adresa siguranței publice, la adresa securității naționale în plan intern, devine din ce în ce mai variată. Iar n-ar fi exclus ca aceste sau cauzele să vină din afara țării, de la neprieteni. Ar fi foarte trist dacă s-ar ajunge în situația declanșării unor stări de alertă sau de necesitate în plan local pentru combaterea clanurilor sau grupurilor mafiote. Vi se pare că are cineva, vi se pare că are cineva o preocupare în acest sens? Că a încercat cineva să determine vreo astfel de stare, domnule general, în contextul în care au ajuns să ia, să se bată și să se izbească cu mașinile pe stradă unii pe alții ziua în amiaza mare? Sau să se bată cu stării în plină stradă? Da. Domnule Ciutacu, domnul general Abraham a rostit o chestie înțeleaptă în seara asta. Dacă se urmărește instaurarea unei stări de frică la nivelul populației ca urmare a acțiunilor violente a unor oameni care au mintea în ceață, acțiuni violente sau stare de frică amplificată și de pandemia de coronavirus. Totuși, eu sunt convins că la nivelul anumitor instituții analiza se face serios. Ar fi bine să informeze președintele în așa fel încât să gestioneze fenomenul, pentru că dacă el odată scapă de sub control, va fi foarte greu de combătut. Sunteți convins că n-a scăpat deja de sub control, domnule general? Eu zic că da, din păcate. Deci trebuie oprit cât mai repede acest rău, acest flagel. Asta e părerea mea. Cetățenii României care au probleme vis-a-vis de asimilarea valorilor naționale, dom'le, pot să facă și altceva. Au alte opțiuni. Nu îi împușcă nimeni la graniță, înainte se murea la graniță pe timpul lui Ceaușescu. Domnule general Abraham, eu sunt unul dintre mari fani ai libertății de exprimare și vorba aia de multe ori am făcut-o chiar și împotriva sau în detrimentul propriilor interese. Însă consider că și libertatea asta de exprimare în toate formele, scrisă, verbală, video, cum vreți dumneavoastră, are niște limite. Și după, dacă mi-aduc eu bine aminte, nu mai știu dacă mai e, batjocorirea simbolurilor naționale era chiar faptă penală pe vremuri, da, penal, mai e?
Asta am vrut să vă spun. Ceea ce se întâmplă astăzi, că asistăm la o pandemie a violenței, aș spune eu, generalizate, la nivel global și cu accente specifice în fiecare țară, la noi am văzut aceste coardele, aș spune eu, grupări, clanuri, cum vreți să le spuneți dumneavoastră, care se răvoiesc între ele cu mijloace primitive, topoare, bâte și așa mai departe. A început o acțiune care este de import, aș spune, în România și care a fost construită la nivel global. Aș vrea să aveți în vedere că în perioada în care ministrul justiției era doamna Monica Macobei, printr-o ordonanță de urgență, infracțiunea la care spuneți dumneavoastră ofensa adusă autorității și simbolurilor naționale a fost dezincriminată ca infracțiune. În același timp, prin aceeași ordonanță de urgență, a fost dezincriminată și insulta și calomnia, ca fapte care erau penale. Da. Și numai atâta că nu s-a spus gata, la treabă băieți, violență verbală, dacă puteți și fizică, instalați frica. Violența verbală s-a transpus și în cea fizică, domnule general. Și așa cea... este și aș mai vrea să arăt un lucru. În Statele Unite există o lege a drapelului. Dacă drapelul național se găsește într-o stare de degradare din anumite, din intemperii sau alte motive, cel care o vede are obligație, îl vede, are drept, obligația să preia drapelul național, să-l ducă și să-l predea autorităților. Este un respect față de țara ta, față de acest simbol național suprem, o chintesență a voinței noastre și a recunoașterii noastre că suntem români. Mândri că suntem români, dar dacă noi ne batem joc, sunt mândru și o persoană ca și cea pe care ați prezentat-o își permite public să facă asemenea chestii și că e rușine că e român, așa cum a spus domnul general anterior, cred că el n-are nimic comun cu valorile care ne determină să fim mai uniți. Și ar trebui să fim mai uniți. Mulți și-au dat viața pentru drapel și pentru simbolurile naționale. Fiindcă tot vorbeați, domnilor general, de escaladarea violenței fizice pe fondul acestei violențe verbale și gestice. Părerea mea este că acest individ pe nume Cătălin Talent nu stau acum să intru la subiect, la discuții sau la discuții matinale sau ce vreți voi, dar cătă eu îmi spun adevărul despre el. Eu nu știu în ce se bagă el. Uite, facem reacție la Cătălin Talent. Dacă... Cotă 10, că-i zboară ușa. Băgat. Dat la Wagner, bară jos, David XD, aromteahop.com la PayPal. Și dacă nu sare, uite, o dată unul 10 euro pe Super Chat. Ce faci, mă? Dai artificii în frigider sau ce? E petardă. Ți-a petarda în gură să-ți dea. Bagă acolo un dosul fundului. Bagă acolo să-ți iasă pe gură artificiul. Cotă 1000 că ia, n-ai, ia foc frigiderul. Să-l bagi pe fund și ți iese pe gură fum. Hai. Și cotă 3 că nu-i deci s-a reușit. Ești dragon. Bă, cătă dragon. Ce mai faci, mă? Ia. 3. Teroristul. 2. Gata. Saddam Hussein. Bagă cu ei-tu bomba. Hai. Bagă bomba. Bagă bomba, firai să fii tu. Hai. Ia petară, dracu, să fii tu. Ia, petar de chinezești, bagă. Uite, n-ai ca să te duci cu de retar mental. Dă-te, dracu! Vai de... Bă, dă-te, pula mea! Al naibii de pare că domnul Cătălin Talent, care al naibii să fie el, cu pisica în camera web la știri, sparge televizorul, deci să vedeți cât de retard. Eu am făcut, fac reacții la cătă, dar și că trebuie să-mi confirm vârsta. Prezentator la știri. Eu cred că s-a retardat domnul Cătălin. S-a retardat la cap. Reacționează la talibani. Și eu reacționez la tine. Vede Norvegia și România.
Salut! Mă numesc Cătălin Talent și vreau să vă dau adevărul în față. Uitați, mi-e rușine Norvegia. Că m-am născut român. Îmi este scârbă că sunt român. Vreau să vă fac o diferență că toate țările europene sunt țări curate. Și vreau să vă arăt negru pe alb. Uitați, mă duc în Norvegia. Uitați, mă duc în Norvegia și eu mă duc în Norvegia la marginea mării, la... Berge. Stați imediat, vă zic Harenberg, exact aici vă duc, uitați, exact aici vă duc, da? Aici este Norvegia, da? Da, băieți, asta e Norvegia, uitați, e curățenie, da? Se vede după... Și ce te interesează, mă, te naiva? Metalistul, ia uite ce comentează el. De ce frumos e Norvegia. Uitați, băieți. Ia dă pe Franța, uitați, mă. Merg așa. Franța. Uitați aici, curățenie. Ia dă-mă uitați. Dă-mă Franța. Străzi perfect aliniate. Lasă. Uitați. Franța e mai frumoasă, dă-mă Franța. Uitați, ia uitați, cât de mișto, uitați. Iarba Germania, tunsă la linie și perfectă, tunsă. Da? Haideți, uitați, Norvegia, uitați cât de frumusețe pământului, uitați, nu vezi hortie, nu vezi hortie pe jos, hortie. Uitați-vă cât de frumos, uitați. Accentul ăla. Bă, ce... Bine, am intrat într-o zonă mai... Nu futu-s Cristosul, mă, adică... Da? Tot m-a futut în gură. Norvegia, da? V-am arătat și v-am dovedit că, uite, așa autostrăzi încât să nu poți să intri cu ele în copac și uitați cât de mișto este Norvegia, da? V-am arătat și v-am dovedit că, uite, așa autostrăzi. Uitați și autostrăzi de la perfecție. Uitați și autostrăzi. Aha. Da? Podul gând. Da. Să trece nevoie de autostrăzi, că n-ai mașină. Cu bicicleta poți să mergi pe trotuar. Nu futu-s Cristosul, mă, adică ieri alaltăieri am dat cu roata într-o gaură, futu-s Cristosul, mă, și mi-am băgat piciorul în gips. Stai, mă, futu-s Cristosul, mă, iar ai venit cu critici. Futu-s Cristosul, mă, tii. Ți-a intrat scaunul în cur. Mi-a intrat, mă, ta, în pulă. Am dat cu roata în groapă, mi s-a făcut roata de la bicicletă 8 și să știți că autostrăzile din alte țări, uitați, aici se merge carosabil și aici este bicicletele. Deci pe aici merg oamenii cu biciclete care se numesc handi-handilai și aici merge taximetri Einstein. Deci, uitați, despre asta vorbim noi. Da? Acum eu să vă duc în țara dumneavoastră. Da? Republica Moldova. România. Da, băieți. Da, România. Nu da. America. Uitați. Nu Franța. Acum România. România, da? Uitați-vă. Mergem în România. Țara lui Dracula, e numai România. Țara mea. Uitați-vă. De acolo, bagă-ne în România, Cătă. Bra. E în formă de pește. Haideți să ne mergem în București, da? Pește. Uitați. Țara pește. Asta e un loc frumos, cum te duci? Nu, în România nu. Nu există locuri frumoase. În România, ci că nu există locuri frumoase. Dar n-ai bine să fii tu. Mergem avem și găsim o localitate unde e multă lume, da? Aici e case cu cioabele voastre. Da, aici este cu cioabele voastre. Haideți să vedem, uitați, eu intru pe una din străduțe. Da? E imposibil să nu găsesc buni. Știu unde m-a trimis ăsta? M-a trimis în Ferentari, doar că nu sunt blocuri. Tu te n-ai da, să te fii. E imposibil să nu... Bine, am intrat într-o zonă mai ferită de gunoaie. Dar vreau să vă arăt... Otopeni. Să vă arăt... Unde ia uitați. Gaură. Gaură. Da? Băi, gaură despre cap. Ce vorbim, băi, băieți? Despre ce vorbim? Cristosul pumnul în cap, să vezi ce gaură îți dau eu. Ia uitați. Ia. Da? Gaură. Ia uitați. Gap, perete. Ce caută gunoiul ăsta aici? Da, băieți? Bravo. Am intrat ca dracu, am intrat într-un loc. Stați un pic. Ha,
Da? Mergem pe aici. Câini și șerpi să mă mănânce. Câini și șerpi. Bă, putu-s morții, mătii, tu, în loc să fii mulțumit că măta nu te arunca pe stradă cum anuncă toți românii gunoaiele și te arunca la Toblerone, nu te plângi de român. Futu-s morții, mătii, de gunoiul pulii. Vezi, îmi este rușine, îmi este rușine că sunt român, îmi este rușine, am șai tu Biromania. Bă, Cătăline, caută Ferentar dacă vrei să cauți cu noi. Nu trebuie, nu trebuie, că am găsit și chiar dacă nu mă duc pe Ferentar, mânca mi-i ataș dracul de-n gură, că eu găsesc gunoaie la ordinea zilei în România. Unde te duci găsești gunoaie? Bine, cred că aici s-a măturat, că știa că vine talent să filmeze. Dar uitați-vă. Talent. Vă arăt imediat. De talent. Locația unde e gunoaie, 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 gunoaie. Gunoaie, gunoaie. Ia uitați. Ia uite-le. Ia uite. Ce e mă aici? Ce caută mă? Da, uitați tomberonul prostul de David, da? Tomberonul prostul de David. Da? Mi-e rușine că sunt român. Mi-e rușine că ești român. Mă jur că mă sinucid. Mă sinucid. Papula. Bă, nu mi se pare o glumă chestia asta, că e destul de adevărată. Câini la ordinea zilei. Ia uite, câini. Câini. Câinii să vă conducă în ziua de azi. Câinii, bă, să vă conduc. Tot băi la cimitir, bă, fătu-s morții, bă, nici pe ultima sută de metri mortu nu se bucură de curățenie, fătu-s morții, mă, că găsește harabarangele, bă, epluviate, pe pula morții, bă, morții ăștia de aici, ce zice, mă, dacă vede gunoaiele pe marginea drumului? Zi, fătu-s Hristos, mă, de, uite, ia uite, ciocolata, ambalajul, uite, fătu-s morții, mă, ambalajul, cum pizda, mă, să arunci ambalajul de ciocolată pe jos. Păi puteți să... Bă, mă jur că dacă eu eram președinte, îți băgam hârtia asta pe din... Bă, în gură mă fătuți morții, mătii. În gură îți băgam, mă, băgam mie și pula în Hristosul mamii voastre. Ia uitați! Ia uite! Partea mea preferată. Ia uite, mărtii, ia uite! Mă fătuți Hristosul, mătii, tu îmi spui mie... Nu! Nu, 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 nu! 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 Asta e prea de tot. Asta e prea de tot. Bă, nu. Nu se poate. Merg trei pași și găsesc gunoaie. Burieni. Deci, bă, treziți-vă în pula mea, românii, jegoșilor. Mi-e scârbă că sunt jegoș. Pula în cât de prost, că nu vă plăteam. S-a ales praful de România. Suntem... Băi, băi, vă meritați soarta. Ne merităm. Eu, de ce pizda, mătii, să arunci, mă, sace aici, futu-s morții, mătii. Vezi că vin străinii. Vin francezi la mine în țară. Vin francezi. Are haine, nu vezi? Sau ce au mâncare, mâncam e pula. Francezi din România, să vezi ce zic ăștia. Bă, suntem și mă, ce mi-e rușine că sunt român. Mă, jur.